Copiii din Crâng. Prelucrare după textul lui Constantin Ușinski. Doi copii, un frate și o soră, au pornit într-o zi spre școală. Drumul lor trecea pe lângă un crâng, adică o pădurice tânără. Afară era cald, iar în crâng răcoare și veselie. Știi ce? Mai avem destul timp să ajungem la școală. N-ar fi mai bine să stăm în crâng?" a spus băiatul. Ea ascultă cum cântă păsărelele. Uite cum sar veverițele!" Fetiței i-a plăcut îndemnul fratelui său. Au aruncat în iarbă ghiozdanele și au intrat în crâng. Primul lucru pe care l-au văzut copiii a fost un gândecel. Joacă-te cu noi!" i-au spus ei gândecelului. M-a juca cu plăcere, le-a răspuns gândecelul, dar nu am timp. Trebuie să adun mâncare pentru prânz. Joacă-te cu noi, i-au spus copiii unei albine galbene și pufoase. N-am timp, trebuie să mă adun miere, a răspuns albina. Dar tu n-ai vrea să te joci cu noi, o întrebară copiii pe furnică. Furnica însă nu avea timp nici să le răspundă. Trăgea după ea un pai de 3 ori cât ea. Copiii au încercat apoi să se joace cu o veveriță, dar nici veverița nu avea timp de joacă. Aduna alune pentru iarnă. Porumbelul le-a răspuns și el. Eu clădesc un cui pentru puișorii mei. Iepurașul alerga spre pârâu să-și spele botișorul. Fiindcă în jurul lor toți aveau treabă și nimeni nu voia să se joace cu ei, copiilor li se făcuse urât. Au alergat atunci la pârâul care șerpuia prin crâng. Tot n-ai tu nicio treabă, îi ziseră copiii, hai joacă-te cu noi. Cum? Eu n-am nicio treabă? Zise supărat pârâul. Copii leneși ce sunteți, uitați-vă la mine. Muncesc zi și noapte și nu am o clipă de odihnă. Copiilor le era din ce în ce mai urât și se gândiră că ar fi făcut mai bine dacă s-ar fi dus întâi la școală. Tocmai atunci băiatul zări pe o creangă o păsărică mică și frumoasă. Părea că șade foarte liniștită și nu are nimic de făcut. Cred că tu n-ai nicio treabă, îi strigă băiatul. Hai joacă-te cu noi! Cum? Eu n-am nicio treabă? Oare n-am prins eu musculițe toată ziua pentru puișorii mei? Și acum, deși sunt foarte obosită, nu stau degeaba, ci când să-mi adorm puișorii. Dar voi ce ați făcut astăzi, leneșilor? La școală nu v-ați dus, n-ați învățat nimic. Alergați prin crâng, ba mai împiedicat și pe alții să lucreze. Mai bine duceți-vă la școală și nu uitați că odihna și joaca sunt plăcute doar pentru cei care au muncit și au îndeplinit tot ce au avut de făcut. Rușinați, copiii au plecat spre școală. Lucrați în perechi. Povestiți întâmplarea prin care au trecut cei doi copii, urmărind acțiunile ilustrate în imagini. Cum credeți că s-a schimbat comportamentul copiilor după această întâmplare? Imaginați-vă cum ar putea continua povestea. Desenați apoi o scenă.